Noi aici, uitați, avem 23 de întrebări și putem să stăm, fiindcă și bugetul ăsta tot are și conotații politice, într-adevăr. Socialiștii doresc ca bugetul ăsta să fie mai repede trecut, opoziția care participă la legile prezidențiale cu candidați tot vrea să pui multe întrebări sărățele, populiste și mai departe. Dar noi, fiindcă nu participăm la legile prezidențiale, vă chemăm să lucrăm mai operativ, să lucrăm mai eficient și propun articolul 108 și la următoarele proiecte, doamna președinte, să lucrăm mai operativ. Vă rog frumos! Ora întrebărilor și răspunsurilor, eu am să-l susțin pe domnul Deacov, deja durează o oră de vreme. Cine este pentru aplicarea articolului 108, rog să votați. Majoritatea. De procedură, doamnă, domn ministru, vă rog, luați loc. Mulțumesc mult. Doamna Maria, vă rog, de procedură. Doamna Ceban. Domnul președinte, eu știu că doar în armată există dedovscina, dar în Parlament nu există deacovscina.